Slăvit să fie numele Domnului. Acum vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, toți care aveți Biblia la dumneavoastră, la Matei, capitolul 4, de unde citim despre ispitirea lui Iisus Hristos. Și a doua citire va fi din Deuteronom, capitolul 11, de la versetul 11 la 21. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satană, i-a răspuns Iisus, că ce este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Amin. A doua citire, cum am spus, Deuteronom, capitolul 11, începând cu versetul 11 la 21. Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii de la începutul până la sfârșitul anului. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îi veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îi veți strânge grâul, mustul și undelemnul. De asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie, pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Puneți-vă, dar, în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri, să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale, și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le va da vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. Amin. Stăm din nou cu toată biserica înaintea Domnului și ne rugăm cu toți ca Domnul să lase în continuare har, binecuvântare peste slujba care ne stă înainte. Amin.
Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos! După cum am auzit citindu-se de către fratele păstor și noi, de fapt, cu toți am citit împreună cu el, vreau în dimineața aceasta să am un cuvânt cu ajutorul Domnului din ispitirea Domnului Iisus, Matei, capitolul 4, primele 11 versete, și mie personal mi-a vorbit Domnul să merg pe două idei, pe două lucruri din textul acesta. În primul rând, vreau să ne uităm de ce a avut loc această ispitire, de ce a trebuit să aibă ea loc și cum beneficiem noi astăzi de ispitirea aceasta de care a avut Domnul Iisus Hristos. Și vom vedea că prin lucrul acesta, prin faptul că El a avut biruință acolo, în lupta aceea cu Satan, ne transferă nouă astăzi aceeași biruință și putem fi biruitori prin El, prin Iisus Hristos. Slavă Lui! A doua idee pe care vreau să merg și să o evidențiez din textul acesta este că Iisus a avut o natură perfect, 100% umană. Deși sunt conștient că mesajul acesta poate nu va fi foarte popular, pentru că va fi puțin mai doctrinar, o să mă duc mult pe natura Domnului Iisus, cea umană, nu m-am putut scăpa de gândul și de textul acesta. Cred că Dumnezeu mi l-a dat și Dumnezeu vrea să transmită un mesaj și oricât am vrut să-l schimb, poate, sau să am un mesaj mai popular, a venit Domnul și mi-a spus, spune mesajul acesta și amintiți-vă tuturor că eu am venit din iubire aici, pe pământ, ca să mă întrup, să fiu exact ca voi, ca noi toți, ca să avem la cine să ne uităm, ca să avem cu cine să rezonăm. Altfel Dumnezeu era prea departe de noi, ni se părea prea departe. Și Iisus Hristos a făcut legătura aceasta de plină, slăvit să fie El. De-a lungul istoriei, în cele două milenii de creștinism, au existat diverse atacuri la credința aceasta creștină și la natura Domnului Iisus Hristos. Este adevărat că cele mai multe atacuri au mers împotriva naturii Lui dumnezeiești. Chiar și fariseii, în vremea Domnului Iisus Hristos, când citim întâmplările, mereu contestă dumnezeirea Domnului Iisus Hristos și spune că El nu este Mesia acela. Păi natura omenească nici nu aveau cum să nu o conteste, doar era acolo în fața lor, nu o contesta nimeni. Însă s-a înălțat Iisus la cer, au trăit apostolii și în acele primele secole în care s-a pus pe picioare și a crescut biserica primară, s-a răspândit o învățătură din Grecia antică, care o cunoaștem astăzi sub gnosticism. Și învățătura aceasta ataca natura Domnului Iisus Hristos. Gnosticismul spune așa, materia este rea, tot ce e om, tot ce e făcut, tot orice materie este rea. Ca atare, nimic divin nu poate să fie și uman, nu poate să fie materie. Și creștinii, o parte din creștini au adoptat ideea aceasta a gnosticismului și au adus-o în biserică și au format această învățătură. Materia este rea, Domnul Iisus n-ar fi putut să aibă trup uman real, altfel și-ar fi compromis dumnezeirea Lui. Și învățătura aceasta, care știm cu toții sau cunoaștem astăzi sub docetism, adică gnosticismul împrumutat și încreștinat, dacă vreți așa, era docetismul, a trebuit să fie respinsă ca erezie. Deci au fost atacuri de-a lungul istoriei și către natura umană a Domnului Iisus Hristos.
Deși astăzi nu mai avem această grupare de gnostici, totuși veți auzi sau o să dați de oameni, poate unii vor să ducă o astfel de învățătură mai departe, sau unii pur și simplu din neștiință, veți auzi oameni poate care o să pună la îndoială umanitatea Domnului Iisus Hristos, zicându-vă, desigur a putut să reziste Iisus fără mâncare, obosit, în bătăi, în crucificare, doar El era Dumnezeu. Ei, nu-i chiar ca și la noi. Lui a fost mult mai ușor. Și trebuie să fim atenți atunci când auzim astfel de expresii, trebuie să le înfruntăm. Pentru că dacă credem așa ceva, dăm crezare lucrurilor de genul acesta, știrbim din gloria Domnului Iisus Hristos și subestimăm suferințele reale care El le-a avut. Pentru că Domnul Iisus a avut atât o natură deplină dumnezeiască, 100%, concomitent și una deplină 100% omenească. Și o să vedem astăzi și că nu s-a compromis nici cea dumnezeiască printre aceasta. Vom vedea în textul acesta că Satan se luptă în special cu natura Domnului Iisus Hristos mai slabă, cu natura lui umană, pentru că ispitele de care se folosește el ca să-l compromită pe Domnul Iisus Hristos, ca să-l facă să nu mai creadă el însuși cine era, să pună la îndoială însuși identitatea lui, vom vedea că Satan se folosește de natura sa umană, de ispite umane, cu care într-o oarecare măsură ne putem identifica și noi astăzi. Și de acolo, din textul acesta, din întâmplarea aceasta, pentru mine reiese clar că Domnul Iisus Hristos a avut și un trup uman real. El nu a fost un amestec 50-50, cum poate nouă ca oameni ne-ar fi cel mai ușor sau cel mai simplu să credem, ci Domnul Iisus Hristos a fost 100% Dumnezeu, cum am spus, și 100% om. Și lucrul acesta e un detaliu foarte important și, la urmă, în concluzie, o să spun și de ce a fost crucial de important ca Domnul Iisus Hristos să fie și 100% om. Dar atâta spun de acum, dacă nu ar fi fost Iisus și 100% om, noi astăzi nu eram niciunul aici. Începe primul verset din capitolul 4 și spune așa: atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Și aici o fluență așa de idee, de text, de întâmplare, dacă citiți din capitolul 3 mai departe. De fapt, Biblia originală nu a fost împărțită pe capitole cum o avem noi astăzi. A fost scrisă una într-una. De aceea trebuie să fim atenți, să o înțelegem corect. Uneori este nevoie să mergem la capitolele precedente sau chiar la ideea întregii cărți ca să înțelegem cum s-au întâmplat sau care e însemnătatea lui. Acest atunci, pentru mine, indică o întâmplare pe loc. Această întâmplare este consemnată în trei evanghelii, Matei și Marcu, identifică momentul acela cu atunci sau îndată. Însă Luca spune că când a plecat de la Iordan. Deci în momentul în care toți erau acolo, toți au văzut scena, Iisus a fost botezat, se întâmplă lucrul acesta. Iisus este răpit. Probabil în momentul în care mergea din apă de la Iordan către mal, mai ales că și ceilalți doi evangheliști identifică momentul cu atunci sau îndată. Deci atunci, în momentul acela, s-au întâmplat cele descrise. Dumnezeu Tatăl însuși a lăsat pe Fiul Său Iisus Hristos ca să fie ispitit și dus de Duhul, ca să fie dus de Duhul în pustie și acolo să fie El ispitit de Satana. Și interesant că a fost un lucru pe moment care s-a întâmplat acolo. Gândiți-vă că nimeni nu l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos dacă este pregătit sau nu pentru aceasta.
Nimeni nu l-a întrebat, vrei să fii ispitit? Ești într-o stare bună spirituală? Te-ai rugat destul, ai fost la sinagogă? Cum trebuie ca să fii un bun evreu? Nu l-a întrebat nimeni pe Domnul Iisus Hristos. Pur și simplu citim că Duhul l-a teleportat, l-a dus pe Domnul Iisus Hristos în pustie, unde cel rău citim că îl așteptase deja pe Mântuitorul nostru. Și acolo Domnul Iisus Hristos postește 40 de zile. Nu mănâncă și nu bea nimic, asemenea lui Moise sau lui Ilie. Avem și pe Iisus Hristos care a postit 40 de zile. Și Satan stă acolo și în cele 40 de zile nu-i face nimic. Stă și privește scena. Privește la Iisus cum, ca om, începe să flămânzească, să se istovească, să simtă chiar singurătatea ca om. De ce spun ca om? Pentru că nu cred că aici Tatăl l-a părăsit pe Domnul Iisus Hristos. Biblia ne arată căci doar la cruce, când a fost acel moment de cotitură, Tatăl și-a întors spatele către Fiul Său. E singurul moment desemnat în Scriptură. De aceea are și Iisus Hristos o durere așa de mare, care o vedem și o citim acolo, în care El spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El nu a mai simțit așa ceva înainte. Eu nu cred că aici Tatăl n-a fost cu El și l-a părăsit, dar cred că a simțit singurătatea aceea de om care o avem cu toții. I-a simțit contactul social cu cei din jurul lui, ucenicii lui cu care era el mereu, oamenii care veneau după el, veneau să-i asculte mesajele, veneau să fie tămăduiți. Era mereu cu oameni pe lângă el. Și acest contact social, gândiți-vă voi, 40 de zile să fiți în pustiu, să nu vedeți altceva decât pietre, nisip, nimic altceva, niciun om, să n-aveți cu cine să vorbiți. Omul e o ființă socială. A fost greu lucrul acesta și Satan stă și se uită și privește până în momentul în care ne spune Scriptura că Domnul Iisus a flămânzit. Și asta pentru mine e primul indiciu că și Domnul Iisus Hristos a fost deplin om. El a avut toate trăsăturile tipice umane. A flămânzit. Vedem în alte conjuncturi că Iisus a plâns, a simțit durere fizică, chiar și durere emoțională. A fost și obosit. Gândiți-vă la potolirea furtunii. După o zi grea, în care el pur și simplu era terminat, doarme în barca aceea, indiferent că e o furtună strașnică acolo, cu ei cu toți, toți care sunt în acea barcă cred că mor, iar el doarme cât de obosit era. Domnul Iisus Hristos era și deplin om. Și vedem în versetul 3, căci în slăbiciunea aceasta, cum am desemnat-o aici, 40 de zile, fără să mănânce, fără contact cu nimeni, se apropie Satan de el și vine cu prima ispită și spune, ți-e foame, așa-i? După 40 de zile, numai doi oameni au mai postit atâta înaintea ta. N-ai mâncat de multe vreme, dar uită-te câte pietre sunt aici pe jos. Acum doar tu ești Fiul lui Dumnezeu. Satan aici nu-l contestă. Aici unde scrie dacă ești Fiul lui Dumnezeu, nu-l contestă. Acest dacă se interpretează mai degrabă pentru că ești Fiul lui Dumnezeu. Și spune, tu ești doar Fiul lui Dumnezeu. Transformă pâinile acestea, să prinzi și tu ceva de mâncare, să termini odată cu postul acesta care îl ai, să te hrănești și tu. Și stăteam și mă gândeam, care este miza celui rău aici? Miza este aceasta. Fă ceva prin propria putere. Fă ceva prin propria putere. Care e tot o atitudine omenească. Dacă stăm și ne gândim, o găsim la fiecare dintre noi. De multe ori vine Satana, de fapt, la noi cu ispita aceasta și ne șoptește și ne spune, tu chiar ai nevoie de Dumnezeu?
E o decizie neînsemnată, e o decizie mică care o ai de luat. De ce să te raportezi tu la Dumnezeu? Doar ai mai trecut tu prin situații similare și ai ieșit biruitor, a mers totul bine. De ce să nu meargă și acum? Și ne ispitește și pe noi, cum l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos. Să ne luăm, de fapt, situația în mâini și să nu ne raportăm la Dumnezeu. Și asta e o cursă a celui rău, care dacă o acceptăm și nu suntem treji, va duce la neîncredere față de Dumnezeu și nesupunere de voia Lui. Și Domnul Iisus Hristos să ne păzească de așa ceva. Mereu să ne raportăm la Tatăl. Cum vedem, de fapt, că s-a raportat și Domnul Iisus Hristos? Versetul 4, drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Răspunsul Domnului Iisus Hristos însă arată totala lui dependență față de Tatăl. Îl recunoaște pe Tatăl și spune de fapt că el nu ar face nimic fără voia Tatălui său. La ce se referă acest cuvânt? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Îl găsim în Deuteronom, capitolul 8, nu mai intru să-l citesc acolo. Este vorba despre mana din cer, de care a beneficiat poporul Israel și fără ca Israel, de fapt, să facă ceva, Israelul a fost hrănit de Dumnezeu în pustie, prin această mană, de cuvântul spus de el. Și Iisus spune prin alte cuvinte, dacă i-a hrănit pe israeliți în pustie, el se poate ocupa și de mine. Ce nivel înalt de încredere în Tatăl a avut Iisus Hristos? Atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe streașina templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Vedem aici că cel rău își schimbă tactica și de data aceasta vine cu un verset corect citat din Scriptură, din Psalmul 91, însă greșit interpretat. Ispita cu care vine aici Satan este, arată-mi că tu ești acela, dovedește-mi tu mie. Și ispita aceasta provoacă pe un om la aroganță sau mândrie, adică, ei, eu sunt acela, hai să-i arăt, hai să dovedesc. Este o trăsătură a omului. Dar vă întreb, la cine era Iisus Hristos dator să-i dovedească o asemenea faptă neînțeleaptă și de-a dreptul prostească, dacă putem spune așa? Un verset în care este vorba despre a avea încredere în Dumnezeu, indiferent de situație, cel rău vine și îi schimbă sensul și spune că trebuie luat literal, de fapt, textul respectiv. Domnul Iisus Hristos a știut ce înseamnă cuvântul acela și Domnul Iisus Hristos nu s-a lăsat ispitit. Nici nu era el dator nimănui să-i arate, să-i dovedească ceea ce cerea Satan de la el. Dumnezeu, frați și surori, vreau să vă spun că Dumnezeu nu va fi de partea noastră când noi ne punem așa ușuratici în pericol. Trebuie să fim atenți, să nu ne lăsăm atrași de Satana în niște lupte deschise, în niște lupte prostești, poate unele ținând de încredințările care le avem și să nu mergem prea aproape de râpă, duelându-ne așa cu Satan, că avem și experiențe negative în Scriptură, de exemplu, fiul lui Sceva. Și continuăm. De asemenea, este scris, a zis Iisus, ca răspuns la această ispitire a doua, să nu-L ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul, a treia ispitire și cea finală, l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri
ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Câtă obrăznicie! Satan, care este consemnat în Scripturi că este stăpânitorul acestei lumi, se folosește de lucrul acesta promițându-i Domnului Iisus Hristos acolo pe streașina, pe muntele acel foarte înalt, de unde vedea tot, îi promite următorul lucru. Tot ce vezi tu cu ochii e a tău, eu pot să-ți dau. Aici activez eu pe pământ. Este pofta ochilor. Tot ce vezi, i-a spus Domnul Iisus, tot ce vezi. Îi promite, de fapt, bogăție, faimă și putere. Aici, pe pământ. Adică tot ce poate un om, normal, fizic, să dobândească pe pământul acesta. Da? Dar este de fapt ceea după ce tânjește omul carnal. Și așa este și astăzi, înfocat de un consumarism care a ajuns la culme, care ne invadează pe toate părțile, avem ideea aceasta și ni se bagă noi de a avea tot mai mult, de a fi cineva, de a avea o reputație bună, ca tot să se uite la tine. Eu personal nu cred că pentru un om ar fi existat și de aceea cred și de aici că a fost o ispitire la adresa umanității Domnului Iisus Hristos, nu cred că ar fi o ispită mai mare decât aceasta. De ce? De aceea este și ispitirea finală din partea celui rău, după care o să vedem că lasă. Ispitirea aceasta după a putea avea tot ce vezi, putere, bogăție, faimă. Însă Iisus știe ce avea la Tatăl și de unde a venit. El știa exact cine era și cunoștea identitatea lui. Știa ce l-aștepta după ce își sfârșește misiunea aici pe pământ. Și privirea aceasta care el o are în mintea lui, în duhul lui, către promisiunile sfinte, îl fac să renunțe la lume împreună cu poftele ei, împreună cu tot ce ar fi putut cel rău să-i ofere. Ce țel am eu fixat în viața mea? Ce țel ai tu fixat în viața ta? Unde sunt privirile noastre? Unde suntem cu mintea noastră? Oare, mă întreb, e îndreptată în direcția corectă ca atunci când vine Satan să ne ispitească și pe noi, să putem să spunem nu? Când va încerca să vină să ne compromită statutul nostru de creștin, suntem conștienți bine de statutul nostru de creștin care îl avem, de identitatea noastră? Că nu există compromitere? Dacă vom ști bine cine suntem, ce credem, ce ne așteaptă, vom renunța la tot ce ne poate oferi Satana. Pleacă Satana, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Așa se sfârșește ispitirea aceasta Domnului Iisus Hristos. Mă apropii de încheiere spunând că Domnul Iisus Hristos a fost atât de plin Dumnezeu, cât și de plin om. A avut două naturi. Faptul că a fost pe deplin și om, pentru mine, reiese din textul acesta și din ispitirile cu care a lovit Satan mereu în natura lui umană, în cea mai slabă, în natura lui mai slabă. Dar Iisus a rămas biruitor. Slavă Domnului! A rămas biruitor ca prin el să putem să biruim și noi astăzi pe cel rău. Și aici stă o forță inimaginabilă. Evrei 4:15 ne spune care e forța aceea. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Adică, unul, marele preot, care în toate lucrurile a fost ca și noi ispitit,
Mergem la începutul versetului. De aceea are milă de slăbiciunile noastre și știe prin ce trecem. Știe exact prin ce trecem. Și a fost și este înainte mergătorul nostru. Iar Evrei 2:18 spune așa: și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți, adică noi toți. Biruința noastră este asigurată doar în El, în Marele Preot, în Marele Preot Iisus Hristos. Și îl avem mereu pe El, pe acest Mare Preot, pe Iisus Hristos, la care ne putem raporta ca la un tată care știe prin ce trecem, care știe pentru că și El a trecut și El a fost ispitit. El ne înțelege cât de greu este să reziști ispitelor într-o circumstanță în care încă n-am fost niciunul dintre noi și nu doresc să nu fie nimeni dintre noi. A fost om, a fost om și om. Și cât de minunat e lucrul acesta să avem pe Domnul Iisus Hristos care cu adevărat să ne înțeleagă. Asta este o nevoie mare care o avem ca oameni. Cineva care să ne înțeleagă și mereu căutăm oameni în jurul nostru și pe Dumnezeu poate ar trebui să-L căutăm mai mult, dar mereu avem căutarea aceasta. Cineva care să ne înțeleagă, să înțeleagă situația noastră, lipsul nostru, ispitirile, luptele care le avem fiecare dintre noi. Și Domnul Iisus Hristos este acel Tată cu adevărat, căruia pot să mă duc și să-I spun: Tată, mă lupt cu lucrul acesta, și să știi că El a trecut pe acolo și că El este acela care știe prin ce trecem și prin ce treci. Și acum, la încheiere, de ce a fost așa de important ca Domnul Iisus Hristos să fie și deplin om? A fost necesar ca Domnul Iisus să fie atât 100% Dumnezeu, cât și 100% om, pe deplin, pentru că altfel nu era posibilă jertfa atot cuprinzătoare pentru întreaga omenire. De ce? Dumnezeu nu are cum să moară. Dumnezeu e etern. Omul moare. Dumnezeu nu are cum să moară. Doar Dumnezeu nu putea să aducă această jertfă care Tatăl Dumnezeu a cerut-o, să-și dea efectiv sângele care a cerut-o Tatăl ca preț de răscumpărare pentru oamenii muritori, ca să devină nemuritori. Pentru că Dumnezeu nu are cum să moară, Dumnezeu Iisus Hristos, nu ne putem imagina cum, dar a făcut-o. A luat încă o natură, natura omenească. Le-a avut pe amândouă concomitent. Rămânând Dumnezeu deplin și om deplin, ca să poată să aducă prin natura Lui omenească această jertfă cerută de Dumnezeu, și doar Dumnezeu însuși ar fi putut să o aducă. Și ne gândim cum s-a putut face așa ceva. Nu știu. Însă vedem că Domnul Iisus Hristos a renunțat temporar la exercitarea unor atribute ale sale dumnezeiești. Ele au fost tot acolo, precum omniprezența. Iisus, cât a trăit aici, n-a mai fost omniprezent. Însă calitatea nu și-a pierdut-o. El a renunțat de bună voie să-și exercite această calitate. Și multe altele, cum am citit, a fost ca noi, i-a fost foame, a fost obosit. Pentru că El a renunțat la aceasta. De dragul nostru, de iubirea noastră, slăvit să fie El. Și pasajul din Luca, capitolul 4, acolo, Luca vorbește despre aceste evenimente, se termină așa: după ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Până la o vreme. Văd de aici că ispita a revenit în viața Domnului Iisus Hristos și nu a ajuns ca El să fi fost biruitor doar o dată în ispită, în lupta cu cel rău. Așa că ispita, frați și surori, și cel rău care se va lupta pentru sufletele noastre, va veni și va reveni în viețile noastre, neținând cont dacă noi suntem pregătiți sau nu.
Domnul însă să ne dea biruință la toți, să ne ținem într-o pregătire, ceea ce ține de noi, cât mai bună. Însă nimeni nu ne va spune, acum e momentul când vei fi ispitit, când vei fi încercat, când vei fi în cuptor. Dar să fim pregătiți pe cât de bine se poate. Amin. Să spun cât ai spus, Doamne, de bun. Te-ai plecat spre mine, m-ai mântuit. Mi-ai luat povara mea și-ai dus-o la Golgota și mi-ai dat în schimb mântuirea. Cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți cânt slavă neîncetat. Dai lumină zorilor, strălucire stelelor, nimeni lume nu-i ca tine, fericit eu am să-ți cânt, cât voi trăi pe pământ, de iubirea ce mi-ai arătat. Niciodată singur nu sunt pe brațul tău, Iisus, m-ai luat pe mergi în mâna ta. Tu ești cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți cânt slavă neîncetat. Dai lumină zorilor, puternic Dumnezeu. Doamne, înaintea ta îți aduc azi inima, fă ce vrei de-acum, Doamne, cu ea. Ești izbăvitorul meu, unic fiu de aceea am să-ți cânt mereu. Tu ești cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți cânt slavă neîncetat. Dai lumină zorilor, strălucire stelelor, nimeni lume nu-i ca tine, puternic Dumnezeu. Tu ești cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți cânt slavă neîncetat. Pacea Domnului Iisus și Domnul Iisus să binecuvinteze întreaga adunare. Mă bucur că am putut să ajung aici împreună cu voi. Mă numesc Păpăruț Beniamin, numele meu este
Și aș vrea să împărtășesc cu fiecare dintre dumneavoastră cum a lucrat Dumnezeu în viața mea și cum a ajutat să ajung până la anii aceștia. Căci dacă nu era mâna lui Dumnezeu, nu aș fi putut trăi nici măcar o lună de viață. Că numai bunul Dumnezeu poate să țină un om cu 59 de operații până la vârsta de 26 de ani. M-am născut în 98, pe 30 septembrie 98, și prima oară când m-am născut, m-am născut cu malformații la mâini, picioare și spate. Când m-am dus la spital, când m-am născut acasă pe pat, doctorii au sfătuit-o pe mamă. A zis: mamă, ești tânără, renunță la el, că poți să mai ai copii. Și a zis că bunul Dumnezeu mi l-a dat, atâtea zile cât îi va da, voi avea grijă de el și nu voi renunța. Și fiecare, până la vârsta de 3 ani, tratamentul meu, lună de lună, a fost numai cu gipsuri. Pentru că medicii nu-mi găseau un diagnostic și nimeni nu vroia să mă ia. A mers din medic în medic, fiecare dădea același răspuns: nu ne băgăm. Până la vârsta de 3 ani, când un medic m-a preluat și a zis că mamă a recunoscut că numai bunul Dumnezeu poate face totul. Și a zis: mamă, eu nu garantez că o să pot face prea multe pentru dumneavoastră și copilul dumneavoastră, dar totuși ce mi este cu putință ca om o să fac. Cel care este și poate este Dumnezeu și slăvit să fie numele Lui. A zis că eu îl bănuiesc de maladie Lobstein, adică boala oaselor de sticlă. Această boală se manifestă prin fragilitatea oaselor. Oasele se rup prin nașchiere. Și a zis: totuși să chemăm un genetician. A chemat doctorul genetician și a confirmat cele spuse de doctor. După aceea au urmat numeroase intervenții. Și fiecare intervenție de-a mea dura între 6 și 8 ore. Și ca să fiu mai pe scurt, până la vârsta, am spus, de 3 ani, la 7 ani, să fiu, am peste 300 de internări până în prezent. La vârsta de 7 ani mi s-a depistat un os putred. Poate, dacă vă observați, am un picior mai scurt. Primul lucru, au spus medicii, hai să îl amputăm. Lucru. Și doctorul care m-a preluat a zis: mai există o șansă, dar să încercăm. Ar fi prin luarea 3 coaste și să înlocuim osul putred. Și și-a dat acordul mama. Mama a zis: dau de la mine, de la dumneavoastră nu sunt compatibile. Trebuie de la el. A făcut operația și, slăvit să fie Domnul, a decurs totul bine. Mulțumesc Domnului pentru că n-am fost și nu sunt o persoană care să mă plâng. Poate asta da și putere părinților mei, pentru că Dumnezeu, când îngăduie o boală, o problemă sau ceva, dă și putere. Nu dă peste puteri. Și mulțumesc Lui. Ca să fiu mai pe scurt, la vârsta de 10 ani, am mai mers așa, erau dăți când vedeam mai des spitalul decât casa. Stăteam câteva zile acasă, mai mult stăteam în spital. Și de multe ori se ajungea, și asta o spun spre slava lui Dumnezeu, să ajungă mama cu 5 lei în buzunar. Și îngăduiau să vină oameni și să spună: acum înțeleg de ce Dumnezeu a îngăduit să-și rupă copilul meu mâna, ca să vă binecuvinteze Dumnezeu pe voi, prin mine. Și asta să fie toată slava lui Dumnezeu. Și la vârsta de 10 ani, să fiu mai pe scurt, că am avut numeroase intervenții, am spus, am avut o durere insuportabilă de cap. Și am spus, niciodată până atunci nu m-am plâns, nu. Și am zis: Doamne, ori am viața, ori am durerea, că simțeam că nu mai pot.
Și văzând părinții mei că nu-mi trece cu nimic, au sunat la salvare. Prima oară zic, copilul ăsta e un alentat, n-are nimic, credeau, până mi-a făcut CT și mi-a găsit o infecție de 50.000 de globule albe, infecție, din cauza unui material care nu l-a acceptat corpul și unei răceli mai puternice. Am stat în comă 21 de zile, printre care 3 moarte clinică și medicii au vrut să mă deconecteze de la aparate. Pe când mama mea spunea, copilul meu nu este mort. Și a zis, scoteți-o, ca nebunit de durere. Uite, copilul tot de 3 zile i-a încetat inima. Scoteți-o pe mamă de aici. Și când se apropiau să mă scoate la aparate, a început să titie inima foarte puțin. Și tot a zis, chemați medici. Ei Dumnezeu a făcut o minune. Dumnezeu a vrut să le arate atât lor cât și nouă, că ce are putere chiar și în zilele noastre să readucă chiar și din morți. Poate vă întrebați dacă în zilele alea, cât am avut ieșirea din corp, dacă am văzut ceva. Da, am văzut mâna lui Dumnezeu, vedeam, mi-am văzut corpul pe pat, am ieșit din spital, vedeam atât lucruri bune cât și lucruri rele. Și am urcat undeva tot mai sus, până la nori. Mai sus de... Și am ajuns undeva unde erau foarte multe persoane în alb. Îngeri, nu știu ce era, Domnul Iisus, erau mai multe. Și nu puteam să ridic fața ca să văd chipurile. Și a fost o mână care s-a apropiat de mine și a pus mâna peste capul meu. Și a zis, încă nu este momentul plecării, tu mai ai de lucrat pe acest pământ. Și ca o mână m-a împins înapoi și am intrat în trup. Și slăvit să fie Domnul pentru asta și mulțumesc lui că m-a ajutat să ajung până la anii aceștia. Înaintea ta eu vin, un milos și drept stăpân, vin plecat umil supus în numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Vin să-ți las a mea povară, nu mai știu a câtă oară să te înduri, Părinte Sfânt. Vin să-ți las a mea povară, nu mai știu a câtă oară că-s doar un pumn de pământ. Apelez la mila ta, dar tu mă poți ajuta ca să trec biruitor prin furtuna și prin
glorie. Când lui Dumnezeu
Dragii mei, așa cum a cântat corul, să spunem din nou, lăudat să fie Domnul pentru mântuirea sa.
Ne bucurăm să fim la închinare și dorim că, și doresc în mod special ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți în continuare. Înainte de a începe mesajul, aș dori să mă scap de un bagaj cu ajutorul Domnului acum 2 săptămâni, împreună cu fratele Daniel Ghigoraș, cu fratele Cubaș și cu o parte mare din tineretul bisericii. Am fost în Italia, mai bine spus la Biserica Betel din Udine. Am avut un timp binecuvântat de Domnul. Dumnezeu ne-a binecuvântat, a binecuvântat slujirea noastră. Însă frații de acolo ne-au însărcinat și ne-au transmis și ne-au rugat să transmite bisericii multe salutări, mult har și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei acolo, pe noi aici, însă rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvinteze tineretul bisericii Maranata. A fost la înălțime și Dumnezeu să-i ajute să îi țină tot așa, dacă nu, și mai bine. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dragii mei, frați și surori, iubiți ascultători ai Cuvântul Domnului, în această lună, tema principală care a fost în biserica noastră sau în bisericile Domnului din Austria a fost despre binecuvântare. Și aș dori în acest timp care mai avem la dispoziție să privim în mod special la cel de-al doilea text din Cartea Deuteronomului, capitolul 11, care vorbește în mod special de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care binecuvintează și binecuvintează oameni, binecuvintează lucruri, binecuvintează zile, binecuvintează anumite evenimente și Dumnezeu este acela care binecuvintează chiar și pământul acesta. Dumnezeu este acela care ne-a învățat cum să binecuvântăm și cum să cerem binecuvântarea. Fiecare om ar trebui să fie interesat de binecuvântarea lui Dumnezeu, să caute binecuvântarea lui Dumnezeu și mai mult decât atât să lupte pentru binecuvântarea lui Dumnezeu. În Cartea Numeri, capitolul 6, găsim acel text în care Dumnezeu ne arată sau ne învață cum să binecuvântăm. În a binecuvânta și în această binecuvântare, dacă ne uităm în Cartea Numeri, capitolul 6, observăm că nu există nimic material, ci doar există binecuvântări materiale. Dacă ne uităm pe pagini Sfinte Scripturi, observăm că Avram a fost un om care Dumnezeu l-a binecuvântat din punct de vedere spiritual, dar totodată Dumnezeu l-a binecuvântat și cu binecuvântările pământului. Bogăția, succesul, poate sănătatea care noi avem, toate lucrurile acestea, dragii mei, și multe altele, poate să fie considerate binecuvântări pământești care Dumnezeu le lasă în viața noastră. Lăudat să fie Domnul pentru acestea. Cea mai mare binecuvântare care omul lui Dumnezeu Avram a primit-o este în Geneza, capitolul 15, versetul 1, atunci când Dumnezeu vine și spune: Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea mare. Cu alte cuvinte, cine l-are pe Dumnezeu are izvorul tuturor binecuvântărilor. Lăudat să fie Domnul. Iacov, nepotul lui Avram, este acela care s-a luptat pentru ca să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. Și spune în Geneza, capitolul 24, versetul 35, spunea Iacov: Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Esau, însă mai departe, care era lumesc, firesc, putem să spunem, a disprețuit privilegiul acesta al binecuvântării, însă în final a realizat că are nevoie de binecuvântare. Și a cerut și el binecuvântarea și spune în Evrei 12 că a plâns să primească binecuvântarea, însă a fost prea târziu. Atunci când Dumnezeu rostește o binecuvântare peste om sau peste biserică, nu înseamnă că face doar o urare de bine. Atunci când Dumnezeu rostește o binecuvântare, Dumnezeu este acela care este bogat și binecuvintează cu bogățiile harului său. Petru, la un moment dat, a avut curajul și a venit cu o întrebare înaintea Domnului Iisus Hristos și a spus: Iată că noi am lăsat, spunea el, Matei 19, versetul 27, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și a avut curajul să-L întrebe pe Domnul Iisus Hristos: dacă am lăsat totul, ce răsplată vom primi? Și Domnul Iisus Hristos în Matei, în versetul 29, vine și răspunde și spune: Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau olde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni ce? Viața veșnică.
Dragii mei, viața veșnică este cea mai mare binecuvântare care putem primi din partea lui Dumnezeu. Este darul neprețuit care îl putem avea din partea lui Dumnezeu. Și omul este binecuvântat atunci când îl are pe Dumnezeu. Pavel a înțeles lucrul acesta și a spus, chiar dacă am un țepuș, chiar dacă țepușul acesta nu-l va lua Dumnezeu, spunea el, harul tău îmi este de ajuns, lăudat să fie Domnul. Harul lui Dumnezeu este o binecuvântare nespus de mare pentru noi. Și poate de multe ori, dragii mei, nu știm atunci când se spune de la amvonul bisericii de harul lui Dumnezeu să apreciem această mare binecuvântare, acest har care îl avem din partea lui Dumnezeu. Atunci când noi primim ceva în numele Domnului, dați-mi voie să vă spun în această dimineață că nu înseamnă că este gratis. Atunci când cineva primește ceva în numele Domnului, există cineva care a dat ceva, care s-a sacrificat pentru ca cineva să primească ceva în numele Domnului. Ca noi să avem harul de a fi în casa lui Dumnezeu, se datorează faptului că Dumnezeu a făcut ceva pentru noi, a plătit și prețul a fost plătit pe crucea din dealul Golgotei, lăudat să fie Domnul pentru ceea ce face pentru noi. Dragii mei, însă Dumnezeu nu numai că ne dă harul Său și lasă harul Său peste noi, putem să vedem dacă ne uităm la viețile noastre și putem să spunem în această dimineață că Dumnezeu este bun cu noi și cu viețile noastre, cu familiile noastre. Dumnezeu este acela care ne binecuvintează în viața de zi cu zi. Și un lucru care putem să-l observăm este că Dumnezeu este acela care binecuvintează în mod direct. De exemplu, ca și în cazul lui Avram. Apoi, binecuvântarea nu este doar o urare de bine. Și Dumnezeu este acela care ne face parte de bogăția harului Său. Și binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu rămâne. David, omul lui Dumnezeu, a înțeles lucrul acesta și spune în 1 Cronici, capitolul 17, versetul 27, spunea el și venea înaintea lui Dumnezeu și zice, binecuvintează dar casa robului tău ca să rămână pe vecie înaintea ta, căci ce binecuvintezi tu, Doamne, cum spunea el, este binecuvântat pe vecie. Ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat, glorie Lui pentru ceea ce face pentru noi. Dragii mei, David a știut să aprecieze binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă Domnul Iisus, însă Dumnezeu merge la un moment dat și dacă privim în cartea Deuteronomului, capitolul 11, observăm că Dumnezeu vine la un moment dat și provoacă poporul Israel și spune în versetul 26, iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul. Am stat și mă gândeam și într-o zi, plecând de la biserică, săptămânile trecute, mi-am dat seama că în această zi este o zi a alegerilor. Și Dumnezeu a pus în fața noastră binecuvântarea și blestemul. Și m-am intitulat mesajul meu din această zi, alege să rămâi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Alege să rămâi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. În această zi, va trebui și poate o parte dintre noi vom alege și va trebui să alegem anumite lucruri sau să alegem un partid. Interesant că în ultimele zile am tot fost întrebat, Beni, ce alegi? Pe cine alegi? Și le-am cam spus că am ajuns la un moment dat să-mi schimb ideile și gândirile și poate să votez pe cineva care am zis la un moment dat cu ani în urmă că nu-i voi vota niciodată. Însă nu aceasta are importanță în această zi pentru noi. Dacă suntem aici în casa lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să fim niște oameni care să alegem să rămânem sub binecuvântarea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Însă a rămâne sub binecuvântarea lui Dumnezeu sunt anumite condiții și dacă citim în versetul 14 spune că Dumnezeu este acela care binecuvintează și spune aici că El va da țării voastre, scuzați-mă, ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie și îți vei strânge grâul și unde lemnul. Însă pentru ca să primim aceste binecuvântări, dragii mei, în versetul 13, dacă mergem un verset mai înainte, vedem că Dumnezeu pune anumite condiții și spune acolo dacă
vei face anumite lucruri. Dacă vei face anumite lucruri, atunci vei primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru a rămâne, dragii mei, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, este necesar să împlinim anumite lucruri, anumite condiții. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această vreme care trăim. Și uitați, primul lucru la care vreau să mă opresc și care să luăm aminte în această dimineață, este că dacă vrem să rămânem sub binecuvântarea lui Dumnezeu, este nevoie să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Dacă veți asculta, spune versetul 13, de poruncile mele, cu alte cuvinte, veți putea rămâne, veți putea fi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Tozer spunea la un moment dat că dorința de a fi plăcut lui Dumnezeu prin ascultarea poruncilor nu trebuie să fie ceva ca o povară, și trebuie să fie o bucurie înaintea lui Dumnezeu. Dacă privim pe pagini Sfintei Scripturii, observăm că oamenii de care Dumnezeu s-au folosit au înțeles că ascultarea este obiectul lor principal și ascultarea trebuie să fie pentru noi obiectul nostru principal în viața de zi cu zi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Dacă privim, observăm în viața lui Noe că acest om a ascultat atunci când Dumnezeu i-a spus să facă o corabie. Spune în Geneza 6:22 că a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Avram, dacă merge mai departe, atunci când Dumnezeu i-a spus să aducă pe jertfă, ca jertfă pe copilul său, chiar dacă Dumnezeu s-a îngrijit și de jertfă, spune că omul acesta, Avram, s-a sculat dis de dimineață și a pornit spre locul pe care îi spusese Dumnezeu să meargă, pentru că a știut că ascultarea este mai importantă înaintea lui Dumnezeu decât toate lucrurile de pe fața pământului. Dacă mergem mai departe pe paginile Sfintei Scripturii, în Exod, spune că Beșalel a lucrat la construirea cortului întâlnirii. Exod 36, versetul 1, a făcut totul după cum poruncise Domnul. Alt om al lui Dumnezeu, Iosua 11:15, n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Dacă mergem poate în Noul Testament și mergem mai departe, Iosif și Maria au fost acei oameni care au ascultat întru totul de Dumnezeu. Mulți alții și-am putea să mergem cu lista aceasta să continuăm. Pavel, atunci când a fost în fața împăratului Agrica, a spus, n-am vrut să mă împotrivesc vedenei cerești. Însă dacă observăm un lucru și ne uităm pe pagini Sfintei Scripturi, vedem și observăm că însăși Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a fost acela care a ascultat de Dumnezeu Tatăl, lăudat să-i fie numele Lui. Și în Cartea Evrei, capitolul 5, versetul 8, spune că cu toate că era Fiul de Dumnezeu, cu toate că era Fiul, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Dragii mei, în această vreme suntem chemați să ascultăm de Dumnezeu. Însă aici spune să ascultăm de poruncile Lui, de poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt anumite instrucțiuni, sunt anumite legi care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi, cum să ne raportăm la Dumnezeu, cum să ne fie relația noastră cu Dumnezeu, cu aproapele nostru, și poruncile sunt anumite mărturii ale caracterului lui Dumnezeu. Legile sunt aceia care reflectă caracterul legiuitorului. Iosua, în cartea sa, capitolul 1, versetul 8, spune, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Să avem, cu alte cuvinte, faptul că avem în mâinile noastre cuvântul lui Dumnezeu este un har, este o binecuvântare de care trebuie să ne bucurăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Legea lui Moise, dragii mei, a făcut ca poporul Israel să fie deosebit de toate celelalte popoare. Cuvântul lui Dumnezeu este același și în ziua de astăzi care lucrează în viața noastră. Însă poruncile acestea a lui Dumnezeu trebuie să le punem la sufletul nostru. Și haideți să privim în versetul 18 din Deuteronom, capitolul 11. Darius, te rog, ajută-mă că mi-e mai ușor să citesc. Și uitați ce spune aici, versetul 18.
Puneți-vă deci în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Cu alte cuvinte, putem să spunem că poruncile lui Dumnezeu trebuie să le punem în inima noastră, în sufletul nostru. Și spune aici să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntari între ochii voștri. Nu e suficient, dragii mei, să citim Biblia în fiecare zi și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să o facem. Însă cred că mai important și mult mai important pe lângă aceasta este nevoie să căutăm anumite comori ale adevărului care să le punem în inima noastră, pentru că aceste porunci trebuie să le punem în inima și în sufletul nostru și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi poruncile acestea trebuie să fie un subiect permanent de meditație și de discuție în viața noastră. Asupra legii lui Dumnezeu spune cuvântul că trebuie să cugetăm zi și noapte. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie propovăduit când? La timp și ne la timp. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă credem că dăm socoteală pentru fiecare cuvânt nefolositor, cred că ar trebui să avem grijă la vocabularul nostru. Domnul Iisus Hristos mergea pe drumul Emausului și s-a apropiat și mergea pe lângă acești doi ucenici care discutau. Însă evanghelistul Luca arată că a vrut să vadă ce vorbesc cu oamenii aceștia. Apoi un alt lucru care trebuie și vreau să-l punctez în această zi este că poruncile Domnului trebuie să, pentru a le împlini, trebuie să luăm anumite măsuri de aducere aminte. Poporul Israel, sau în mod special evreii, erau aceia care scriau legile și le scriau pe ușorii ușii sau le scriau la un moment dat chiar și pe porțile lor. Din ce cauză? Ca să-și aducă aminte de lucrurile și de legile și de poruncile lui Dumnezeu. Omul este înclinat de multe ori să uităm anumite lucruri importante sau anumite lucruri bune. Cuvântul Domnului ne îndeamnă și spune ca ochii noștri să fie îndreptați spre cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori Dumnezeu vă vorbește prin anumite lucruri, notați-vă, faceți-vă niște notițe și notați anumite lucruri ca recitind. Dumnezeu să vă ajute, să aducă aminte și mai mult decât atât, Dumnezeu să ne ajute pe toți să împlinim în totalitate cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, poruncile acestea lui Dumnezeu trebuie să fie cunoscute de generațiile următoare. Dacă privim în versetul 19, spune să învățați pe copiii voștri în ele, să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Cu alte cuvinte, să vorbești din cuvântul lui Dumnezeu. Noi ca părinți învățăm copiii noștri multe lucruri, sute sau poate mii de lucruri. Însă, dragii mei, să nu uităm să învățăm pe copiii noștri legile lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze direcția aceasta. Dacă ascultarea de poruncile lui Dumnezeu sunt o prioritate în viața noastră, dacă ascultarea de poruncile lui Dumnezeu este reală și pune în preț în viața de zi cu zi, dați-mi voie să vă spun în această dimineață că copiii noștri sunt aceia care văd lucrul acesta și ajung la un moment dat să ne urmeze dacă suntem acei oameni care ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Ascultarea aduce binecuvântare și aduce binecuvântările lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să alegem în această zi ascultare de poruncile tale. Apoi, în al doilea rând, următorul pas, dacă ascultăm de Domnul, în al doilea rând spune în versetul 13, să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru. În iubire, sau în iubirea de Dumnezeu, putem să spunem că găsim toate rădăcinile care sunt a faptelor noastre bune. Dragostea este mai presus de orice jertfă și singurul lucru care nu va pieri niciodată. Orice lucru, dragii mei, care îl iubim mai mult decât iubim pe Domnul, putem să spunem că este un idol în viața noastră. Dumnezeu ne cheamă să-L iubim și trebuie să-L iubim pe Domnul, dar nu doar formal, nu doar cu vorba să spunem, Doamne, te iubim sau să cântăm în direcția aceasta, ci iubirea aceasta trebuie să fie din toată inima, cu tot sufletul nostru, trebuie să-L iubim pe Dumnezeul nostru. În Matei,
capitolul 22, versetul 37, Domnul Iisus Hristos spunea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Ce înseamnă să iubești pe Domnul? Ce înseamnă să iubești pe Domnul? A iubi pe Domnul, dragii mei, cred că înseamnă să avem o anumită admirație față de Dumnezeu. Noi admirăm anumite lucruri care ne place, care le iubim. Și am ajuns la concluzia că nu poți să admiri un anumit lucru dacă nu-l iubești. Așa este. Atunci când admiri un lucru, înseamnă că îl iubești. Ceea ce iubești, admiri, și ceea ce admiri, iubești, putem să spunem. Și dați-mi voie să vă întreb în această dimineață, când a fost ultima dată, poate când ați admirat pe Dumnezeul nostru? Când a fost ultima dată, poate când am admirat dragostea lui Dumnezeu? Nu poți să iubești dacă nu admiri. Sau să iubești, trebuie să admiri un anumit lucru respectiv. În 1 Ioan capitolul 4, versetul 10 spune: și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci la faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Psalmistul spune la un moment dat, atunci când te întorci cu privirea spre El, te luminezi de bucurie. Atunci când îl admiri pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru ceea ce a lăsat, te luminezi de bucurie. Isaia era la un moment dat în templu și ajunge la un moment dat să vadă în jurul lui eruvin. Erau îngeri care strigau și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și prezența lui Dumnezeu s-a coborât acolo în templu. Templul, dragii mei, era plin pentru că era o slujbă de înfunerare a împăratului, însă unul singur l-a văzut pe Domnul. Unul singur a fost acela care a admirat prezența lui Dumnezeu și acesta a fost Isaia. Admirăm noi pe Dumnezeu pentru ceea ce face pentru noi? Admirăm noi gloria lui Dumnezeu, admirăm noi dragostea lui Dumnezeu, admirăm puterea lui Dumnezeu care ține pământul? Atunci când mergem în natură, admirăm noi creația care Dumnezeu a creat-o? Psalmistul spune la un moment dat în Psalmul 46, versetul 10: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc peste pământ, spunea Domnul. Nu poți, dragii mei, să iubești pe Domnul Dumnezeu doar atunci când, înainte de a pleca spre lucru, ții poate un minut sau câteva secunde să faci o rugăciune. Și atunci când iubești pe Domnul, atunci când vrei și spui din toată inima că îl iubești, trebuie să fii acel om care ții timp și care stai și privești spre ceruri și te luminezi de ceea ce lasă Dumnezeu peste noi. Admiri frumusețea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Apoi, un alt lucru. Ce înseamnă iubirea? Ce înseamnă să iubești pe Dumnezeu? Dacă am spus că este nevoie de admirare, este nevoie în al doilea rând de atașare. Atunci când un tânăr se îndrăgostește, în primul rând iubește sau admiră, putem să spunem noi, o fată. Însă admirația aceasta trebuie să meargă mai departe și merge la un legământ. Și acesta este legământul căsătoriei care se face, care este această atașare. Și Biblia spune că ei doi ajung să devină la un moment dat un singur trup. Singura cale prin care noi, ca oameni, putem să ne atașăm de Dumnezeu, dragii mei, este prin legământul cel nou. Domnul Iisus Hristos, în seara în care a luat un pahar, l-a dat și a zis: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Legământul acesta, dragii mei, se face între om și Dumnezeu, însă legământul acesta nu se poate să se facă fără jertfa Domnului Iisus Hristos. Păcătosul care vrea să se atașeze de Dumnezeu, păcătosul care zice că vrea să iubească și iubește pe Dumnezeu, trebuie, în primul rând, să admire
și apoi să se te atașeze de Dumnezeu prin acest legământ cel nou. Și cât de puternică trebuie să fie legământul acesta. În Romani, capitolul 8, versetul 38 spune că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum și nici cele viitoare, nici înălțimea și nici adâncimea și nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Lăudați să fie Domnul! Atât de tare trebuie să-L admirăm pe Dumnezeul nostru, încât să ne atașăm de El și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, iubirea mai înseamnă ceva, să iubești preaproapele tău, cum? Ca pe tine însuți. Ioan, capitolul 13, versetul 34, doar pe scurt, spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vreau să merg spre final. Dacă vrem să fim binecuvântați de Domnul, dacă alegem binecuvântarea, trebuie să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu, trebuie să fim acei oameni care să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru și, în al treilea rând, trebuie să fim acei oameni care slujim. Spuneam versetul 13, dacă veți sluji pe Domnul cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, Dumnezeu este acela care își revasă binecuvântările sale. Dragii mei, slujirea este importantă în viața unui creștin și slujirea trebuie să facă parte din viața oricărui om al lui Dumnezeu. Noi, fiecare dintre noi, avem anumite calități, anumite daruri, anumite valori și inclinații care Dumnezeu le-a pus în noi. Dumnezeu ne-a înzestrat cu anumite lucruri care trebuie să le punem la dispoziția lui Dumnezeu. Și personal, cred că cea mai binecuvântată biserică este aceea care are oameni care își înțeleg locul și chemarea care Dumnezeu a făcut-o. Cea mai binecuvântată biserică este aceea care are oameni care stau la dispoziția lui Dumnezeu și își împlinesc slujirea la ceea ce Dumnezeu i-a chemat. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu anumite daruri. Și dacă ne uităm în pilda talanților, observăm că Dumnezeu a dat fiecăruia anumiți talanți, unei a dat unul, alții a doi, alții a cinci. Important este să înțelegem darul care Dumnezeu l-a pus în noi. De exemplu, poate nu fiecare din locul acesta are ocazia să ajungă la anvon unei biserici și să vorbească, poate să predice cuvântul lui Dumnezeu. Însă lăsați-mă să vă dau un exemplu. De foarte multe ori, fiecare poate dintre noi am ajuns la un moment dat să stăm în privat, cu unul sau cu altul, să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Și au fost momente în care Dumnezeu a pus anumite cuvinte în noi și omul care a auzit cuvântul lui Dumnezeu a fost mișcat de ceea ce a auzit. Dumnezeu a fost acela care a lucrat prin noi. De foarte multe ori ne facem anumite schițe, încercăm să ne facem anumite gânduri și ne întrebăm: oare cum pot să abordez pe unul sau pe altul de Dumnezeu? Cum pot să-i spun colegului meu despre Dumnezeu? Însă sunt momente în care auzim la un moment dat când cineva spune: mi-a dat Domnul cuvinte. Dați-mi voie să vă întreb în această dimineață, nu este acesta un dar din partea lui Dumnezeu? Sunt anumite daruri care Dumnezeu le-a lăsat în biserica sa. Mă rog ca Dumnezeu în această dimineață să ne ajute să le descoperim. Și mai mult decât atât, dacă vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, să stăm în slujire înaintea lui Dumnezeu. Care sunt condițiile unui slujitor? Doar amintesc pe scurt. Trebuie să fie un slujitor sau cei care slujesc Domnului, trebuie să știe să folosească timpul eficient. Domnul Iisus Hristos a știut lucrul acesta și au fost momente când a spus nu a sosit ceasul, însă a fost momente când a spus a sosit ceasul. Slujitorul trebuie să cunoască strategia vrăjmașului. Doi Împărați, capitolul 6, citiți când aveți timp, faceți-vă timp. Sirienii la un moment dat au ajuns să fie bulverisați pentru că toate lucrurile care ei le planificau, omul lui Dumnezeu Elisei le cunoștea pentru că Dumnezeu era acela care le făcea de cunoscut. Atunci când slujești lui Dumnezeu,
fii acel om care privește la Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu și nu la cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să-și revese binecuvântările sale peste Biserica Maranata și în această zi importantă pentru țara aceasta, pentru Austria, Dumnezeu să ne ajute în primul rând pentru noi să alegem să rămânem sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să alegem ascultarea de Dumnezeu, să alegem iubirea de Dumnezeu și mai mult decât atât, Dumnezeu să ne ajute să fim acei oameni care slujim lui Dumnezeu, stând la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu să se folosească de noi. Închei în această dimineață, însă copiii care au cântat au zis și refrenul cântării se încheia în felul următor: poți să ai o inimă mare, să dorești o binecuvântare zi de zi oricărui om din jurul tău. Încercați să faceți lucrul acesta. Încercați în fiecare zi să dați celui de lângă dumneavoastră o binecuvântare și veți vedea că Dumnezeu este acela care își revastă binecuvântările sale față de voi și față de noi. Dar începeți din ziua de astăzi și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mâine, după masă, la orele 19, vasele de lucru se întâlnesc la rugăciune, doritorii pot să ia parte la această rugăciune. Grupul de surori, cum se cheamă? Îmi trebuie un nume. Debora, Tabita sau cum? Gândiți-vă și mă anunțați și îmi trebuie o persoană de contact, pentru că o să fiți programate joi seara, grupul de surori și grupul Maranata și celelalte formații, cum am spus. Mulțumim Domnului pentru tot ce ne-a dat. Domnul să ne binecuvinteze cu putere de sus. Frate Beni, ai grijă că lupul numai părul schimbă. Nu te întoarce să-i votezi pe aia care nu i-ai vrut. Merg la vot oamenii și eu am votat de acasă. Alegem răul cel mai puțin rău. Asta e. Ne ridicăm în picioare, mulțumim Domnului și mai mult decât votul nostru pentru alegerile din Austria, cred că Dumnezeu ascultă rugăciunea poporului său, pentru că ne învață cuvântul lui Dumnezeu să ne rugăm pentru țara în care trăim, să ne rugăm pentru dregătorii, pentru dregători, pentru că toate El ne înalță, El îi pune în dregătorii și dacă poporul e rău, Dumnezeu o să-i pună dregători răi. Dacă vom mijloci înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne poate asculta și poate să pună oameni mai puțin răi, care să nu facă răul, care să se gândească și la națiune, la popor, nu doar la cei bogați, la cei cu mulți bani. Să ne rugăm Domnului și pentru țara aceasta în care trăim. Amin. Mulțumim Domnului.